Bună ziua, bună dimineața sau bună seara, dragilor! Azi facem un motovlog. Mamă, n-am mai filmat de pe motocicletă de câteva luni, chiar mi-era dor. Și mi-era dor să mergi cu motocicleta, pentru că în ultimele 3 săptămâni, să zic așa, în București au fost peste 35, 36, 37, 38 de grade, 39 chiar. Și se simțeau peste 40 de grade. Și n-ai cum să mergi cu motocicleta pe căldurile astea, mai ales cu Harley-ul, care îți face o căldură groaznică. Și cu tot echipamentul ăsta, te încingi rău de tot. Datorită fiind faptul că este plus 40 de grade. Iar eu țin la confortul meu foarte tare. A venit Răzvan 99 Vehicles până la București, împreună cu încă un prieten de-al lui, să se ducă cu ambele lui motociclete la service la Honda. Nu știu pentru ce probleme, o să vedem acum când ne vedem cu el. Dar și-a luat o motocicletă nouă, o Honda, și ca de obicei vrea să mi-o arate și să dăm o tură, să ne plimbăm. Și cu ocazia asta, probabil că o să mergem împreună și până la un spațiu comercial pe care îl avem amândoi în coproprietate, pentru că chiriașa noastră a dat drumul la afacere și vrem și noi să vedem cum a ieșit. Este o cafenea mică, cochetă, pe strada Delea Veche, numărul 16-18. Răzvan a zis că mă așteaptă acum în parcare la Hard Rock Cafe, filmează niște clipuri acolo și mă așteaptă și pe mine. Păi, cred că Harley-ul ăsta nu o să-l vând niciodată. Sau nu știu dacă niciodată, dar o să-l țin foarte mult timp, pentru că am planuri mari cu el. Vreau să-l modific de cel puțin 3-4 ori, să-i schimb stilul. Și dacă voi face asta, nu mă voi plictisi niciodată de el. Și chiar dacă mă voi plictisi vreodată de el, nu știu dacă o să-l vând, ci o să mai cumpăr încă o motocicletă și pe asta o să o țin ca o motocicletă de proiect, așa cum s-ar zice. Am deja un an cu el și îmi place la fel de mult ca atunci când am achiziționat-o. Mai ales că pentru cine e nou pe canal, știe ce probleme am avut cu ea, cât am suferit, că era să rămân fără ea și să fiu înșelat de polonezi. Dar până la urmă s-a rezolvat situația și am primit motocicleta, nu mi-a furat-o nimeni. Facem și noi românească. Pac, 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 pac. Pardon, pardon, ne scuzați, îmi cer scuze. Și aici m-am blocat, că nu mai trec. Deci cu motorul, sau cu scuterul, mă rog, să știți de la mine, este mai combinație să mergeți pe bulevardele mari principale decât pe străduțele astea mici și secundare, pentru că dacă se face coloană, nu mai ai pe unde să te bagi. Pe când așa, pe bulevardele mari, găsești o bucățică pe unde să te bagi cu motorul sau cu scuterul. Și am ajuns în Herăstrău. Pe dreapta o să avem Muzeul Țăranului Român. This motherfucker don't miss. Și după aia avem Hard Rock Cafe. Hai să vedem ce rablă și-a mai luat 99 Vehicles. Unde ești, băbiță? Pe unde ești? Sunt la Hard Rock. Păi nu mi-ai zis, mă, să vin aici că filmați. Băi, așa mi-ai zis. Păi nu mi-ai zis la ora 6. M-ai chemat degeaba, bă? Bă, deci fii atent, Bobby, iei motorul și vii la Hard Rock Cafe. E parcarea, e mișto tare, e tot blocație. Acolo filmăm acum. Bă, băiatule, bă, n-ai cum. Închide că te sun eu, hai. Ați văzut, da? Țeparul șef nu știe să explice. Domne, vino acolo că noi filmăm, da? Ia-ți motorul cu tare. Ciuciu, vin aici, nu mai e. Noi nimic, glumim și noi râdem. Că oricum e la un hotel aici foarte aproape. VL 99 VEC și VL 99 NCX. Și-a pus numărul de matriculare după modelul motocicletei, vă vine să credeți. În caz că uită ce motocicletă are. Salut! Arriva salată! Da, păi de-aia îmi place și mie. Da, e păcurea, ceea ce e foarte mișto, nu mai stai să ungi nimic. Nu se mai lasă lanțul, nu mai trebuie să-l strângi. Fii atent, asta are pe bagaj aici, mă? Și ce intră aici? Păi și rezervorul unde e? Bă, ești nebun? De câți litri e? 15. A, nici mic, nici mare. Auzi, dar ți-ai pus numărul ăsta NCX ca să nu uiți modelul? Ai top case? E pe drum. A, și ți-ai montat doar astea sau erau? Nu, e suport GV special de top case. Bă, știi ce nu-mi place la asta, frate? Că e prea înaltă pe cricul central. Am avut și eu o Honda de asta. Bă, ce urât se aude! Bă, și nu-mi plac scărițele pe spate. Ce ușor se manevrează, frate. Mamă, ce bine schimbă, frate. La Harley ce? E jale schimbătorul. Bă, e super fiabilă, frate. Da, ce cu aprins. Dar ce problemă ai? E de la gear selector. În treptele 5-6 indică bine. După ce merg în 5-6, se stinge tot zen. Trec de la 5 în jos, stau pe loc și ți arată că acum ți arată că nu vede treapta, dată bară. Și ce-i tu ăsta aici? Traction control, tracțiunii. Nu merge din cauza faptului că nu vede treapta. Da. Ai elicopterul aprins, frate, la motoretă. Da.
Așa stau semnalele aprinse? Iată semnal. A, ce mișto. Sunt ca un fel de daylight, gen poziție, exact. Mergem acolo la cheiașa noastră să vedem și noi cum a făcut cafeneaua. Să nu-i pierd. A, bă, frate, încape Răzvan cu aia mare. Hai, mă! Bă! Încă nu te-ai obișnuit cu ea printre mașini? Nu mă aude. Hai, bobiță! Yeah, boy! Caterinca de București. Gata, acum te aud. Da, cu 2 de T. Mersi mult, te-am pupat, pa, pa. M-a sunat un prieten să mă întrebe care este codul de reducere pentru care vertical, că vrea să-și verifice o mașină și am explicat că este RITER pentru o reducere de 20%. Așa că dacă vreți și voi să verificați, băgați codul RITER ca să primiți o reducere de 20% la fiecare raport sau pachete de rapoarte cumpărate de pe care vertical. A, uite-și pe asta. Băi, ce cauți, mă, pe bandă de autobuz? Amendă! Răzvan e prea stresat. Bine, îl înțeleg, că nu cunoaște orașul. Motocicletă nouă. Mai râdem și noi, mai glumim. Ia, bagă-te pe aici. Că nu mai ține. Hai, bobiță! Ești prea încordat, sau mi se pare? A? Sau ești obosit? Ești obosit? Motocicletă nouă, trafic de București. Dar oricum se conduce tare rău de tot, frate, super ușor asta. Să mergi cu Harley-ul meu să vezi, tragi de ele, de toate butoanele. Mamă, ne-am blocat aici, bă, băiatule. S-a blocat intersecția. Mamă, îmi rupe c***. Șina asta de tramvai. Facem stânga, fix aici, pe calea călărașilor. Mișto astea. Și de vânt, și de protecție. Știi? Și Răzvan a luat înainte să vedem dacă știe să ajungă. Că el știe adresa, dar nu știu dacă știe cartierul. A, nu știe, logic. Am intrat pe strada de la veche și uite și cafeneaua aici. Ia uite-i pe ăștia, mă, își pun motocicleta sub balcoane. Și asta e cafeneaua, Balcanica 18. Stăm și noi și beam o cafeluță aici și întrerupem vlogul. A few moments later. Gata, am băut o cafeluță, s-a făcut destul de târziu. Mai dăm o tură prin oraș să vedem ce se mai întâmplă. Gata, mai la 3 subscriberi? Da, gata, am luat cu toții 3 subscriberi. Mamă, ce vreme mișto. Bestială. 28 de grade, frate. Wow. Wow, să te plimbi cu motorul. Ai luat 3 subscriberi? 3? Tare, nu?
Ce ai făcut, Bobiță? Ai rămas în urmă? Cum te descurci cu asta? Da, mult mai ușor. Ce? Nu faci parte din grupul nostru select. Uite și un BMW. Îmi place BMW-ul ăsta, e mai vechi așa. Dar nu știu de ce m-a atras așa la un moment dat, încât am vrut să-mi cumpăr și eu unul. Bă, ce caterincă mașinuță din aia de 16 ani. Ia uitați-o. Am făcut și un clip despre subiect, cum îți faci ITP-ul la ea. Îl las aici pe ecran. V-am zis că au apărut multe în oraș. În București mă refer. Zic că e cutie de chibrituri. Îți apăs pe toate butoanele. O luăm prin parcare, așa? Hai cu ea eu în față. Că verișorii nu sunt din localitate. Sper că v-a plăcut episodul pe ziua de astăzi. Sper că vă plac motovlogurile. Dacă vă plac, dați și voi acolo un like cinstit și un comentariu, două comentarii. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine în următorul video. Salut, pa, la revedere.